Orice aparat foto are o lentilă care focalizează imaginea. Această lentilă există și în sistemul optic uman. Se numește cristalin. Vorbim despre o lentilă ancorată de mușchi extrem de fini, numiți mușchi ciliari. Asigură claritatea imaginii indiferent de distanță. Este o lentilă mobilă care tot timpul lucrează până acești mușchi ciliari, în așa fel ca lentila are un focar. Acest focar de mare claritate trebuie să fie totdeauna perfect pe retină. Una din condițiile funcției respective este ca această lentilă să fie perfect transparentă. După 40 de ani, cristalinul îmbătrânește. Funcția de focalizare pe retină începe să scadă. Apare astfel nevoia ochelarilor pentru citit, dar lentila rămâne transparentă. Din cauze care nu sunt cunoscute încă, cu trecerea timpului, transparența poate să scadă. Lumina care intră în ochi nu mai este să fie trecută pentru un mediu perfect transparent și imaginea devine neclară. Acest fenomen se numește cataract. Este un fenomen evolutiv, nu se vindecă spontan. Prima oară aveți o ușoară miopie, apoi începe opacifierea lentilei. Singurul tratament este înlocuirea acesteia. Se extrage cristalinul opacifiat și se înlocuiește cu unul artificial. Ce presupune intervenția chirurgicală? Se face pe o incizie foarte mică, 2 mm, 2 mm jumate, dar există și tehnici sub 2 mm, 1 mm, 1,5 mm. Așa, principiul este de împărțire a nucleului cristalin în mai multe bucăți cu ajutorul energiei ultrasonice, după care se aspiră acele bucăți. Iar în locul rămas gol, în sacul cristalinian, acolo unde a fost cristalinul natural, cataractat, se pune un cristalin artificial. Tehnica cea mai modernă este cea cu femtolaser. Ce aduce nou femtolaserul? Face prima parte a operației, primii timpi operatori. Al doilea avantaj este fereastra pe care o face tot laserul, fereastra în partea din fața cristalinului, care trebuie să fie o fereastră perfect rotundă. Femtolaserul face această primă parte, împarte nucleul cataractei, să spunem, în mai multe bucăți, în câte vrem noi. Cel puțin jumătate din operație o face laserul, fără ca chirurgul să intre în ochi. Prin urmare, avem deja niște motive de siguranță pentru operație în plus. Operația durează sub 10 minute și e bine să fie făcută în primele etape de dezvoltare ale bolii. Nu apar complicații și vindecarea e rapidă.